Marți a avut loc o altă ședință a Comisiei Parlamentare privind investigarea furtului secolului, în cadrul căreia deputații l-au odiat pe Dorin Drăguțanu, care la acel moment a deținut funcția de șef al Băncii Naționale a Moldovei. Potrivit președintelui acestei comisii de investigație, vicepreședintele Parlamentului Alexandru Slusar, Drăguțanu încearcă în orice mod să-și transfere responsabilitatea către guvern și să-și justifice inacțiunea în această situație prin lipsa voinței politice în țară. Din punctul nostru de vedere, a fost încercare de a plasa responsabilitatea. Adică Banca Națională a făcut tot ce și a putut, dar nu a dispus de instrumente necesare pentru a gestiona criza din 2013-2014. Nu este clar de ce nu au fost propuneri suficiente pentru a gestiona criza din 2013-2014. Dacă cineva v-a blocat, spuneți cine. Că argumentul, această justificare, un fel de atmască, mă scuzați, că nu era voință politică, fără că să spună nume, de la cine nu era voință politică, mi se pare că deja asemenea variante nu mai merg. Potrivit șefului Comisiei de Investigație, în timpul audierilor, Drăguțanu nu a putut justifica sau explica acțiunile întreprinse de Banca Națională, citând toate deciziile luate la acel moment de guvern. Drăguțanu nu a putut explica nici în acțiunea Băncii Naționale în ceea ce privește transferul de către Cabinetul de Ministri a garanțiilor de stat către băncile problematice și nici decizia întârziată de a introduce administrare specială de stat în aceste instituții. Garanția de stat propriu-zisă a parvenit în Banca Națională tocmai aproape peste două săptămâni. Iată, la 7 noiembrie a fost emisă hotărârea guvernului, dar garanția propriu-zisă a nimerit la Banca Națională pe 19 noiembrie. Și până când s-au mai scarchinat ei acolo încă o săptămână, pe 25-26 noiembrie 13,5 miliarde lei au fost scoși prin Banca Socială, din Banca de Economie. Și administrația de stat a fost instaurată tocmai pe 27 noiembrie. Potrivit lui Slusar, coincidența este foarte ciudată pentru că tocmai pe 27 noiembrie Curtea Supremă de Justiție a emis o decizie de returnare a BEM statului, deși banca deja nu mai avea bani. De asemenea, marți, Comisia de Investigație trebuia să audieze fostul vicedirector al Băncii Naționale, Emma Tăbârță, care nu a participat la ședință din motive de sănătate. Se știe că la următoarea ședință a Comisiei va fi audiat Anatol Arapu, care în acel moment a deținut funcția de ministru al finanțelor.